Capitolul 3. Domnul mi-a zis: du-te iarăși și iubește o femeie iubită de un ibovnic și prea curvă. Iubește-o cum iubește Domnul pe copiii lui Israel, care se îndreaptă spre alți dumnezei și care iubesc turtele de stafide. Mi-am cumpărat-o cu 15 sicli de argint, un omer de orz și un letec de orz. Și i-am zis: rămâi multă vreme numai a mea, nu te deda la curvie, nu mai fi a niciunui alt bărbat și voi fi și eu la fel cu tine. Căci copiii lui Israel vor rămânea multă vreme fără împărat, fără căpetenie, fără jertfă, fără chip de idol, fără efod și fără terafim. După aceea, copiii lui Israel se vor întoarce și vor căuta pe Domnul Dumnezeul lor și pe împăratul lor David. Și vor tresări la vederea Domnului și a bunătății lui în vremurile de pe urmă.